Biblia nu spune în Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru fiecare om. Asta e teza arminiană numărul 2. Că Hristos a murit pentru fiecare om conform cu Ioan 3 cu 16. Nicăieri în Biblie nu veți găsi expresia fiecare om legată de moartea Domnului Iisus. Nicăieri în Biblie. Deci dacă găsiți undeva lucrul ăsta în Biblie, o să împrumut la fratele Mihai 500 de euro să vă dau. Dar nu o să găsiți, așa că vă pot face promisiunea asta, da? Ioan 3 cu 16 spune Dumnezeu a iubit lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca nu spune nici fiecare om, nu spune nici toți oamenii, ci spune pentru oricine crede. Hristos a murit pentru ca oricine crede. Moartea Domnului Iisus Hristos este legată de oricine crede, de oricine crede. E foarte interesant să faceți testul ăsta, eu am mai făcut citirea al Ioan 3 cu 16 încetul. Păi dar ce spune Ioan 3 cu 16? Păi ce spune Ioan 3 cu 16? Păi că Dumnezeu a iubit lumea că a dat pe singurul său fiu pentru oricine. Zic, nu scrie așa. Și mai stă că cineva în confuzie. Cum, dar cum scrie? Nu că așa scrie pentru ca oricine. Nu scrie așa. Păi de cum scrie? Pentru ca oricine crede. Deci fiul a murit pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iarăși...